Zălăuanii și nu numai, aflați în căutarea unor cadouri pentru 1 și 8 martie, pot vizita sâmbătă târgul de mărțișoare tradiționale din municipiu. Centrul de cultură și artă al județului Sălaj, sub egida Consiliului Județean Sălaj, organizează sâmbătă 27 februarie, între orele 9-13, a 6-a ediție a târgului de mărțișoare tradiționale, în sala dialoguri europene de la Centrul de cultură și artă al județului Sălaj. Parteneri, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Meșterii populari și elevi din județ vor realiza și vor prezenta mărțișoare confecționate din materiale tradiționale, lemn, hârtie, lână, lut. Relații și înscrieri la 0260 612 870 sau 0747 052 422.